încercări oamenilor. Oare ce realitate vrea el să creeze? Dumnezeu cere constant ca oamenii să-i dedice inima. Când ești imatur, încrederea ți-e foarte redusă. E dificil să știi ce ai de făcut când ai o înțelegere limitată a adevărului. În fața încercărilor tale te poți ruga sincer. Lasă-l pe el să-ți conducă inima. Renunță la tot ce ți-e drag. Cu atât mai mari vor fi așteptările.